Bine ai venit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune unde gătim doar cu plante și cât mai natural și integral posibil. Sunt Saloș Farcaș Conrad, medic și dietetician și sunt gazda voastră. Astăzi vom găti ceva foarte interesant folosind tofu și care va avea gust de ouă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de cartofi pentru că va fi sursa noastră principală de carbohidrați. În loc de cereale vom avea acum practic o legumă amidonoasă. Vom avea nevoie și de diferite tipuri de legume. Vom face o salată și bineînțeles aici putem pune legume la preferință. Eu am un amestec de diferite frunze verzi cu sfeclă roșie, am ardei, am roșii, am niște ridichi. Vom face și un dressing pentru salată folosind sare, lămâie și ulei de măsline. Vom avea nevoie și de altceva pentru partea care va fi o omletă. Practic e vorba de o omletă de tofu și pentru asta vom avea bineînțeles nevoie de tofu, vom avea nevoie de sare neagră și să vă explic în curând ce este acesta, de turmeric și de ceapă. Haideți să le luăm la rând. În prima fază, pentru că durează mai lung, trebuie să ne spălăm și să curățăm cartofii și să le punem la cuptor, încât între timp să putem pregăti restul și să fie gata cam în aceeași moment toate. Acum că am spălat cartofii, haideți să le pregătim pentru cuptor. Practic, noi le vom coace așa cum sunt în coaja lor și ca să nu avem neplăceri, adică să mai explodeze câte un cartof, vom lua un cuțit și vom face foarte multe mici tăieturi pe suprafața cartofului înainte să-l punem pe o tavă de cuptor. Pornim cuptorul și îl setăm la 180 de grade. Și punem cartofii înăuntru. Acum cartofii sunt la cuptor și din când în când va trebui să le verificăm. Ori cu un cuțit ascuțit, ori cu un scobitor, o să mai verificăm cum e textura de dinăuntru, să vedem să fie făcut până în centru bine. Între timp, haideți să începem să pregătim omleta. Pentru asta vom avea nevoie de ceapă, în prima fază, care trebuie să-l curățăm, să-l spălăm și să-l tăiem în bucăței mici. Acum vom lua ceapa și îl vom tăia foarte fin, în bucăței foarte mici, pentru omletă. Acum totul este tăiat și va trebui să punem într-o tigaie ceapa. Ați văzut aici, am folosit ceapă albă. Din alte emisiuni din trecut v-am spus că e important să încercăm să punem și culoare, adică să avem pigmenți, pentru că pigmenții sunt cu un rol antioxidant și corpul nostru are nevoie de acele fitochimicale care dau culoarea legumei sau a fructului. Și astfel, aici în omletă am mers cu ceapă albă, iar în salată voi pune ceapă roșie și atunci acoper și o altă culoare și un alt pigment. O să punem un pic de ulei de măsline și să mai adăugăm un pic de apă ca să facem ceapa și între timp vom pregăti foarte repede tofu. Poate te întreb de ce am pus apă dacă vreau să călesc această ceapă. În principiu, dacă adăugăm un pic de apă, limitează și temperatura la care poate să fiarbă tot amestecul. Uleiul nu se încinge așa de tare și nu prăjim în ulei. Astfel, practic, putem să scoatem gustul, putem să facem ca să fie gustos ceapa, dar nu îl prăjim în ulei. Și de aceea am adăugat un pic de apă, pentru că limitează temperatura. Acum, dacă pornim cuptorul, o să-l setăm la
o temperatură joasă și o să lăsăm lent să se facă și o să punem și un capac. Acum haideți repede să pregătim tofu. Am în total 360 de grame de tofu și vei avea nevoie de o furculiță cu care o să începi să pisezi tofu, să-l faci în bucățele mici, mici, mici. Poate te întreb dacă este sănătos să mănânci tofu, pentru că este foarte multă discuție în jurul produselor pe bază de soia, dacă sunt sănătoase sau nu sunt sănătoase. Și în principiu, poziția mea pe baza literaturii de specialitate este că este sănătoasă, este bună, pentru că avem studii care arată că acele persoane, și aici mai ales ne gândim la femei, care consumă produse pe bază de soia și nu neapărat la tofu mă gândesc, nu doar la tofu mă gândesc aici, putem vorbi și de lapte de soia, putem să vorbim și despre boabe de soia, edamame, pateuri făcute din soia și mai departe. Ideea este că persoanele care consumă soia în mod regulat, femeile au un risc mai scăzut de a face cancer mamar, ceea ce este o veste bună. Acum, pentru efectele benefice, se pare că ideal este să consumi undeva între 2 și 5 porții de produse pe bază de soia pe zi, care ar însemna, practic, să bei un pahar de lapte de soia. Mă rog, nu neapărat să bei, poți să folosești în alimente pe care le gătești acasă, sau să folosești câteva felii de tofu pe zi sau chiar să faci o omletă de tofu cum fac eu acum și asta te va ajuta. Pe lângă acesta, produsele pe bază de soia conțin, pentru că soia în mod natural conține niște izoflavone care au efect de similar cu estrogenii din corpul femeilor. Deci un efect hormonal și de aceea le și numim fitoestrogen, fito însemnând plantă, deci estrogen din plante. Practic, din punct de vedere chimic, molecular, sunt destul de diferite structurele moleculare, însă au capacitatea să interacționeze cu receptorul pentru estrogen. Însă, fitoestrogenii au un efect mult, 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 mult mai scăzut față de estrogenul natural și astfel, dacă ai estrogen natural în cantitate chiar prea mare, se estompează efectul estrogenului natural prin faptul că odată receptorul, dacă este legat de fitoestrogenii care cauzează un efect biologic mult mai slab, estrogenul fiziologic nu poate să se lege și astfel este, practic, prin competiție scăzut efectul estrogenului biologic. Asta este un lucru bun. Scade riscul de cancer mamar, iar efectul în oase este benefic pentru că acolo este un alt tip de receptor de estrogen și nu scade densitatea osoasă, lipsa estrogenului fiziologic, să zic așa. Deci estrogenii, fitoestrogenii ne protejează, și aici mă gândesc mai ales la femeile după menopauză, de la osteoporoză și de la cancer mamar. Deci e ok să consumăm produse pe bază de soia. O altă întrebare care îl avem pus de către oamenii este ok, dar soia este modificat genetic. Păi, există într-adevăr, există anumite soiuri care sunt modificate genetic, însă nu tot ce se crește este modificat genetic. Pe lângă acesta, trebuie să știm că legile în Europa sunt diferit față de America de Nord pentru creșterea organismelor modificate genetic, în Europa fiind mult mai strânse și restrânse și nu este așa de ușor să crești organisme modificat genetic, iar un alt lucru este că foarte multe plante care sunt modificate genetic sunt folosite pentru furaje animalelor în industria animalieră, în zootehnie, deci nu merg neapărat în mâncarea oamenilor. Deci, practic, avantajele consumului de produse pe bază de soia
sunt mult mai mari decât potențialele probleme, inclusiv dacă este un soia modificat genetic, și astfel, dacă vrei să fii sănătos, atunci nu trebuie să te ferești de produse pe bază de soia. Într-adevăr, te poți feri de la produse vegane ultraprocesate, care uneori folosesc proteine din soia, adică diferite tipuri de alimente vegane foarte procesate, dar acolo problema nu este neapărat prezența proteinei din soia. E posibil să fie mai mult problema faptului că alimentul este foarte procesat. Și dacă este un aliment pe bază de plante, dacă este foarte procesat, nu înseamnă neapărat că este sănătos. Pentru acesta ne ajută foarte mult să avem câteva concepte din industria, din cum se produc anumite alimente și pe lângă acestea să citim etichete alimentare. Foarte important. Dacă știi să citești o etichetă, să interpretezi informațiile, ingredientele de bază care sunt în acel aliment, te poate ajuta foarte mult să iei o decizie în legătură cu gradul de sănătate pe care sau cât de sănătos este alimentul respectiv în dieta ta și dacă vrei să-l consumi. Însă să nu etichetăm absolut tot ce are soia înăuntru a fi nesănătos. Și dacă ne gândim logic, tofu este un aliment care vine din Japonia, un aliment care se folosește sute de ani deja. Dacă produsele pe bază de soia și dacă tofu ar fi o problemă în alimentația umană, ne-am aștepta ca în Japonia, unde consumul de tofu este ridicat, să vedem cele mai multe probleme, cele mai multe cancere mamare și să știți ce, nu vedem. De fapt, japonezii care mănâncă o alimentație, o dietă tradițională japoneză, au un risc mult mai scăzut de cancer mamar față de cei care trăiesc în Europa și în America de Nord. Deci faptul că consumăm aceste alimente nu înseamnă că vom avea risc mai mare de a face un cancer mamar. Haideți să ne uităm un pic la ceapa. Ceapa este făcută, între timp am mai amestecat și eu în ceapa. Haideți să luăm tofu care l-am pregătit și să adăugăm la ceapa. Dacă este nevoie de un pic de ulei în plus când adăugăm tofu, putem să adăugăm. Dacă tigaia nu necesită, atunci putem face chiar și fără. Începem să amestecăm ca să ajungă tofu și să nu rămâne jos ceapa, să nu se ardă. Hai că eu o să mai adaug un picuț de ulei și așa. Deci, ca să-ți iasă un gust și un aspect foarte fain, ai nevoie de două ingrediente foarte importante. Unul este curcuma, care este o mirodenie, un condiment galben, care îl vom folosi să dea culoarea galbenă similară cu omleta făcut cu ouă. Și pentru gust, foarte, foarte important este sarea neagră. Poate că n-ai auzit despre sare neagră. Sarea neagră are un conținut ridicat de sulf și astfel are un miros și un gust similar cu ouăle, pentru că ouăle are sulf și este unul dintre componentele necesare pentru acel gust caracteristic de ou. Practic, când adaugi sarea neagră, trebuie să fii foarte atent, e puternică. Dacă adaugi prea mult, o să aibă un gust foarte puternic de ou. Trebuie să adaugi un pic și pentru gustul de sărat, să adaugi un alt tip de sare care nu are mult sulf, dacă este nevoie. Dacă este destul de sărat doar cu sare neagră, este ok. Deci noi acum vom adăuga curcuma și vom adăuga și sarea neagră, vom amesteca. Curcuma va trebui să-l adăugăm în funcție de cât de galben vrem ca să fie. Asta este cumva și o preferință personală, să vezi cât de intens vrei culoarea de galben. Haideți să le adăugăm și să amestecăm totul în tigaie. Am amestecat tot care este acum în tigaie și o să lăsăm câteva minute din când în când și mai ales spre sfârșit va trebui să amestecăm în tigaie.
Între timp s-au făcut cartofii, trebuie să le scoatem. Ca să știm sigur, luăm un cuțit și verificăm dacă este moale până la mijloc. Dacă e totul ok, o să le scoatem și o să le lăsăm la răcit. Am scos cartofii și am revenit aici la tigaie să mai amestec înăuntru. Să nu uitați și voi să amestecați și mai ales spre sfârșit trebuie amestecat în mod continuu încât să se facă egal tofu peste tot. Omleta este gata și acum vom face salata. Haideți repede să spălăm și să tăiem toate legumele, le punem în salată, le amestecăm și după aceea o să vă arăt cum să faceți repede un dressing. Acum pentru dressing o să luăm o lămâie, o să stoarcem lămâia, luăm sucul, punem într-un borcan, amestecăm ulei de măsline extra virgin și un pic de sare, adică amestecăm, punem înăuntru un borcan, vom pune capacul și vom amesteca totul și de fiecare dată când vrem să punem ceva deasupra salatei, vom reamesteca încât să omogenizăm partea apoasă cu partea lipidă, adică grăsimea cu sucul de lămâie și să avem o consistență și un gust omogen. Asta cu timpul se separă. Vom face o cantitate mai mare decât necesar, îl vom pune la frigider și când mai avem nevoie zilele următoare se poate folosi. Toate componentele sunt gata. Haideți să facem asamblarea. Luăm un cartof. Mie îmi place să-l tai în jumătate și după aceea să mai apăs un pic, să pun cuțitul înăuntru și să apăs un pic carnea, partea cărnoasă al cartofului. După care luăm omleta de tofu și lăsăm cartoful așa ușor deschis și punem omleta între cele două jumătăți, așa, pe lung, practic ca, dacă ne uităm din lateral, să facă o creastă și după aceea luăm salata punem din salata noastră lângă, în acest caz o să pun pe stânga și pe dreapta sau dacă vreți puteți să puneți cartoful mai spre lateral și atunci puneți salata doar pe o parte. Vedeți, deja a început să se separe cele două zone și o să amestec din nou dressingul. Iau o lingură și o să pun câte ceva. Ați văzut că avea destul de mult ulei, raportul fiind aproape 1:1, însă, bineînțeles, nu folosim tot deodată. Deci, cantitatea aceasta este pentru mai multe zile sau mai multe persoane și atunci cantitatea individuală de ulei va fi mult mai mică. Și iată, așa avem totul pregătit. Dacă am luat cald din cuptor cartoful, se poate folosi omleta cald de pe foc luată
Salata gata, punem și putem să și servim deja. Cel mai bine să-l mâncăm inclusiv cu coaja, de aceea e important să fim atenți la cartofii, să nu se ard, să nu fie prea tare coaja, pentru că coaja are multe fibre și astfel contribuie la scăderea indexului glicemic, care este mai bun pentru, mai ales pentru oameni cu diabet, dar pentru toată lumea. Și coaja are o parte din fitochimicalele, vitaminele, mineralele de care avem nevoie. Mulțumesc că ai fost cu mine și de data aceasta. Te aștept săptămâna viitoare, tot la 5:30 duminică seara, ca să gătim împreună cât mai natural și integral posibil. O seară frumoasă! La revedere!